preoție ospitalieră. Dacă pragul casei tale n-are inimă și har, dincolo de el, chiar dacă în palat, e în zadar. Fiindcă cel ce-ți intră în casă ca prieten sau străin, simte izul muzeatic, nu căldura de cămin. Dacă pe covorul casei nu-ți frimituri și glod, oricât ai trudit cu râvnă al Evangheliei năvod, pruncii pe parcursul mesei simt secundele cum cad, plictisiți de ritualuri, cu blind, plin și suflet fat. Dacă tălpile credinței nu-ți depun samarintean, ți se duce în lume vestea doar de josnic pământean, care șpoliază chipul cu pretenții de pios, lucrător fără de lege, plin de foc necredincios. Dacă dudul casei tale nu te urci să-l poți vedea, pe cel care te invită mântuire vrând să-ți dea, vei rămâne o Ezechia mândru și lăudăros, având vatra casei goale de iubirea lui Hristos. Dacă pragul casei tale este ospitalier și Hristos la masă frânge pâinea dragostei din cer, atunci ești din preoția celui care vine iar, vestitor al mântuirii câștigată pe calvar. Amin.
Îl cunoașteți pe Lorenzo, cu siguranță. L-am rugat în această după-amiază să ne spună ceva din experiența lui. Știți când a început experiența lui cu Dumnezeu? Primul pas, primul moment al acestei, să spun, acestui bagaj de experiențe. Prima treaptă. Vreau să vă spun că nu o să vă vină să credeți. Mi-a fost și mie greu să cred. Aveai câte luni? Prima dată. Când părinții. 6 luni. Mai tare. 6 luni. 6 luni. De ce vreau să începem de aici? Pentru că să vedem că Dumnezeu are grijă de noi și când nu știm de noi. Și când nici măcar nu știm să-i cerem. Nici măcar nu avem o relație cu Dumnezeu. Și Dumnezeu totuși ne poartă de grijă. Ce s-a întâmplat la 6 luni, Lorenzo? Părinții mei, cei biologici, din păcate, nu se ocupau tocmai cu ce trebuie și au fost privați de libertate, iar eu a trebuit să fiu dat la... Pe mine m-au abandonat în spital și cam asta s-a întâmplat la 6 luni. După m-a luat o familie, nu erau din biserică, m-au crescut până la vârsta de 3 ani și jumătate, pentru că mama avea o problemă la ochi, cum îi ziceam eu atunci, mama, și a trebuit să se opereze. El lucra, nu putea să stea cu mine și doamna aceea mai avea o fiică și fiica aceea era la facultate și nu avea cine să stea cu mine. Eu fiind mic, a trebuit să merg mai departe. Deci primul pas la 6 luni, când părinții nu puteau să aibă grijă de copil, nici n-au vrut să aibă grijă de copil, și Dumnezeu i-a găsit o familie care să-l crească. Familia aceea l-a crescut până la 3 ani și jumătate. Deci, 3 ani de zile. Și atunci iarăși a rămas al dimălui. Interesant că în vremea aceea, chiar atunci când el avea 3 ani și jumătate, cineva de aici din Biserica Labirint se ruga. Pentru ce se ruga Lorenzo? Să ia un copilaș. Voia să ia un copilaș și mama, pe care o cunoaștem și o cunoașteți toți, se ruga, voia să ia un copilaș, să adopte un copilaș și să aibă grijă de el. Deci, sora Dana, așa cum o cunoaștem noi, se ruga nu pentru că n-avea copil, avea un copil. Crescuse mare, dar s-au gândit să facă bine unui alt copil. Poate că un copil are nevoie de niște părinți, ca să, nu biologici, niște părinți spirituali să-l crească, să-l ajute în viață. Și în timp ce el rămânea a doua oară fără părinți, familia aceasta se ruga să primească un copil. Și cum ai ajuns la această familie? Păi, prin rugăciune și prin voia Domnului, am ajuns la sora Dana, la mama. Am cunoscut familia pe tata, pe fiica lor și după aia am început, mi se părea puțin ciudat să fiu la ei, mai ales pentru că eu tocmai mă obișnuisem puțin cu familia dinainte. Știu că plângeam în fiecare zi, vedeam în sufragerie, era o poză cu fiica lor și eu credeam că este mama dinainte. Și plângeam în fiecare zi, ziceam că vreau înapoi. După am început să vin... să mă aduc în biserică, să cunosc și eu religia și așa mai departe. Familia aceasta se ruga să aibă un copil și a primit un telefon. Uitați, este un băiat, nu contează, au spus ei, are nevoie de îngrijire. Așa a ajuns la familia Nicolae și a cunoscut și Biserica Adventistă. Aveai 3 ani și jumătate atunci. Ține minte, cei care sunteți membri în Labirint, cam cum era Lorenzo când a venit aici pe la început. Vă aduceți aminte? Era imposibil să fie aici prezent, să nu știi că există Lorenzo prezent și el. Era imposibil. Argint viu. Și totuși Dumnezeu știe să modeleze caractere. Ce te impresiona la Dumnezeu? Faptul că
indiferent dacă ai o zi bună sau dacă ai o zi proastă, tu mereu trebuie să te încrezi în El, niciodată să nu treacă prin minte că te va lăsa. La orice moment, fie bun, fie greu, El va fi acolo pentru tine. Eu, în ciuda experiențelor pe care le-am avut, din păcate, cu mama și cu tata, cei care sunteți de aici din biserică știm despre ce e vorba, am văzut că El niciodată nu te lasă și mereu o să aibă grijă să fie bine. S-a întâmplat însă că și a treia oară Lorenzo a avut nevoie de ajutor. Părinții care l-au crescut din labirint au încetat din viață într-un mod foarte surprinzător, neașteptat. Un accident, o situație de muncă pentru tata, apoi mama, la un an aproximativ diferență, și a rămas iarăși singur. Dar nu singur. Pentru că fiica dânșilor, care acum este căsătorită, împreună cu soțul, au spus, noi nu o să lăsăm pe Lorenzo. Și l-au luat sub aripa lor, sub grija lor, așa că Lorenzo n-a rămas singur a treia oară. Mai mult decât atât, a hotărât să facă legământ cu Dumnezeu. Și interesant este un amănunt. Nici noi n-am știut, am programat botezul foarte din timp și am anunțat data. Nici el nu și-a dat seama, însă la un moment dat, când se apropia ocazia botezului, discutând cu cineva de aici, din familie apropiat, i-a pus o întrebare. Lorenzo, dar știi ce înseamnă 5 iunie? Că atunci era programat botezul, pe 5 iunie. Dar ce este cu 5 iunie? Da, data de 5 iunie este o dată importantă din prima parte pentru că m-am botezat și am făcut legământ cu Dumnezeu, iar a doua parte, din păcate, pentru că pe 5 iunie cu un an în urmă, în 2020, mama a încetat din viață. Ce poate fi un dar mai frumos pentru cineva care nu mai este, dar într-o zi va afla sfârșitul acestei istorii, să afle că după un an de zile de la deces, neașteptat, în sfârșit, o situație nedorită, cel pe care l-a crescut, cel pe care l-a iubit, în care a investit și a predat viața în mâna lui Dumnezeu. Este cel mai frumos dar pe care poți să-l faci. Astfel, Lorenzo a marcat momentul acesta trecând de partea lui Dumnezeu. Dumnezeu să-ți ajute să rămâi lângă el și mai ales să ajuți pe alții să ia această hotărâre pentru el. Amin. Mulțumim, Lorenzo. Thank you.
Îngerul meu păzitor, ai stat în umbra mea mereu și ai vegheat să-mi fie bine. Mi-ai pus pe cer un curcubeu în zilele de lacrimi pline. Îngerul meu, te port în gând, inestimabilă comoară, n-am să mai umblu tremurând, chiar dacă viața o să doară. Ești lângă mine și e clar prezența ta, nu e o poveste, ești îngerul interastral și umbra care mă însoțește. Rămâi, fii umbra mea mereu, veghează-mi calea și iubirea, ca în veșnicii, sub curcubeu, să îmi prezinți dumnezeirea. Amin. Avem o formație de suflători, de fluierașe, care va cânta. Se pregătesc, sunt acolo undeva la cort. Până atunci însă, o invit aici pe sora Florica. Și dumneavoastră aveți o experiență bogată. În această după-amiază însă va trebui să decupăm doar câteva lucruri în această experiență. Sora Florica s-a botezat tot pe 5 iunie și până nu de mult era o persoană normală, am putea să spunem. Așa cum sunt multe persoane, nu? Însă spune ceea ce se află în spatele imaginii și anume... Ascultam foarte multe emisiuni la PNET, mă îndepărtasem de Domnul Iisus, îl renegasem, nu credeam în El și am descoperit la un moment dat că era din ce în ce mai rău, mă scufundam, mă afundam, eu nu eram așa înainte. Și atunci m-am rugat la Dumnezeu să mă ajute și să mă călăuzească pe drumul lui de adevăr și de lumină și spuneam că suntem mințiți în numele Lui și nu știam încotro să o iau, unde să mă duc și ce să fac. Sora Florica are o fată, un băiat, nepot. Eduard este nepot. Deci are un nepot căsătorit cu o soră adventistă, dar nu vroia să aibă legătură cu ce înseamnă lucrul acesta. Nu s-a interesat ce presupune să fie adventist, n-a atras-o lucrul acesta. Dânsa era frământată, avea niște întrebări, vedea că lucrurile merg în rău, dar nu știa că soluția sau răspunsul este atât de aproape. Ce s-a întâmplat însă? Nepoata mea, sora, toată familia de fapt, îmi spuneau tot timpul să mă rog. Și zic, dar nu știu cum să mă rog. Și zice, roagă-te la Dumnezeu să-ți arate calea, El întotdeauna îți va arăta drumul. Și știu că era vineri seară, ortodoxă fiind, consumam porc și ziceam că eu nu pot trăi fără porc. Și m-am rugat la Dumnezeu să mă călăuzească pe drumul Lui de adevăr și de lumină. Și chiar în seara aceea am simțit ceva. Și am zis că de mâine eu voi ține sâmbăta. Și am mers la copii și le-am spus că de mâine vreau să vin la Biserica Adventistă. Și m-au întrebat de ce Biserica Adventistă. Și am zis că dacă eu m-am rugat la Dumnezeu și Dumnezeu m-a călăuzit, am spus că ăsta este adevărul, ăsta e drumul adevărat. Așa ați venit prima dată la... o întâlnire a Bisericii Adventiste din sabat, un serviciu divin, în labirint. De ce în labirint? Aici venise și nepoții mei înainte. Deci era o anumită legătură cu locul acesta și v-au adus aici. Cum vi s-a părut prima dată când ați venit în biserica aceasta? Cred că aici am găsit ceea ce am căutat toată viața. Răspunsuri la întrebări. Am realizat... cât de mult
mă întrebam, de ce nu Biserica Ortodoxă nu ajută oamenii? De ce nu ne învață să ne rugăm la Iisus Hristos? Eu credeam că este o blasfemie să-L rogi pe Iisus Hristos să te binecuvânteze cu Duhul cel Sfânt. Și aici am înțeles că oamenii l-au găsit pe Dumnezeu, ajută oameni. Tot timpul mă gândeam de ce biserica, celelalte biserici nu fac același lucru, să ajute oamenii să fie răbdători și să ne îndrume. Când am venit la Biserica Adventistă, pentru prima dată am deschis Biblia. Eu fugeam de Biblie, nu voream să aud de ea, mă speria, nu înțelegeam. Și m-am simțit binecuvântată, mă simt binecuvântată și foarte schimbată și am înțeles că, de fapt, Iisus Hristos este iubire. Poruncile nu le înțelegeam, era ca o poruncă, ca ceva care te obligă. Și am înțeles, de fapt, câtă iubire și câtă dragoste există. Și, într-adevăr, trăiesc cu adevărat. Nu mi-e frică de nimic, mi-era frică de tot. Mi-era frică de ce se întâmplă după. Mă simt liberă. Mă simt liberă și ocrotită. Dumnezeu este Cel care aduce siguranță, Cel care aduce pace, Cel care aduce o perspectivă în care, dacă El este prezent, este bine. Cred cu adevărat că sufletele care sunt aproape de Dumnezeu, orice i-ar cere, referindu-mă la lucruri de suflet. Orice este oricând lângă El și îl ajută cu adevărat și face minuni și este prezent tot timpul. Am simțit, am trăit câteva secunde, dacă pot să spun așa, prezența Domnului. Nu pot descrie în cuvinte ceea ce am simțit, dar singurul lucru pe care, cel mai important pentru mine, tot timpul rog pe Dumnezeu să pot să trăiesc fiecare secundă cu dragostea care am simțit-o atunci în suflet pentru El și cu El. E unica mea dorință. Domnul să vă ajute pe dumneavoastră, dar și pe noi, să rămânem lângă El și să trăim împreună cu El. Amin. Thank you.
Amin.
vechiul Ierusalim, chiar lângă templul sfânt. Îi cântau acolo un cântec Schmidt.
ne-am apropiat de sfârșit, dar totuși parcă decât să asculți, parcă e mai bine să și cânți, nu-i așa? Vă propun un prim imn să-l cântăm împreună. Fratele Daniel, rog să vină aici la orgă, fratele Florin să vină aici în față, să conducă următorul imn, 560, știm un râu cu apă vie. 560. Și dacă vrei să ne ajuți, da? Și o carte de cu note, ar fi bine? Bine, da. Invităm orchestra, da? Toți cei care cântă mai mult, mai puțin sau foarte mult. Cele mai frumoase experiențe de genul ăsta sunt atunci când audiența devine un cor. Și am toată convingerea că pasiunea pentru a cânta pasiunea pentru a cânta poate acoperi toate nedesăvârșirile artistice și poate manipula, în sensul pozitiv, sufletul, în așa fel încât scopul muzicii să fie împlinit în viața noastră. Deci, sunteți gata? Suntem gata? 560, scrie acolo pe știu un râb cu apă vie. Deci, Tenzi, stai lângă mine și cânti cu asta. Cânt, dar deci eu nu sunt solist. Apropo, acum 30 de ani, pe vremea când eram încă în România și cântam în diferite grupări, coruri, formații, mergeam prin țară, în străinătate și așa mai departe, aveam foarte mulți tineri, foarte, foarte mulți tineri și aveam o familie în care trei fete, așa de la vârsta adolescenței, erau parte din acest grup. Și mama lor venea cam o dată pe lună la mine și îmi spunea: când o pui și pe fata mea să cânte un solo? Și m-a întrebat o dată, m-a întrebat de două și apoi am răspuns. Zic: sora, vă dau un semn. Noi suntem învățați. Nouă ne plac semnele. Mergem după semne. Vă dau un semn. În ziua în care mă veți vedea pe mine cântând un solo, veniți la mine și în ziua următoare fata dumneavoastră va cânta solo. Deci asta ca să... Eu nu sunt solist. Haideți. Știu un râu cu apă vie. Facem o introducere la pian. Știu un râu cu apă vie dinspre ghidul celui sfânt. Nu departe într-o țară cu muntiune pe păpânt. Lângă râul veșniciei, frumoase locul de-ntâlnit, în curând vom fi acasă, curând o sana nesfârșit. Știm un râu cu apă lună, din sprală cerului palat, peste unda lui cerească, pomul vieții stă plecat.
lângă râul veșnicie, frumos de locul de-ntâlnit. În curând va fi acasă, cântând osana nesfârșit. Știm un râu cu vâlă favă, dinspre marile mării, unde vine de-ntâlnire heruvim și serafim. Lângă râul veșnicie, frumose locul de-ntâlnire, în curând va fi acolo cântând osana nesfârșit. Să mai propunem o cântare? 440. 440. Știți, aceste tranziții lasă urme. Dacă mă întrebați orice cântare din cartea de imnuri vechi, vă spun titlul, tonalitatea și pe ce pagina partei a cărții era localizată. Asta nu le știu pe de rost. 400 cât? 40. 40. A, dorul meu neîncetat. E o cântare frumoasă, da? Haideți să o cântăm. Thank you.
497. Liber în Domnul, era frumoasă cântarea. Sfântă Speranță, 497. Frate, lasă-mi oamenii să cânt pasta la pian. Vino aici, vino aici. Da? Asta e piesa pentru care se bat pianiști în Biserica Adventistă. Bun. Cum? Vrei să vin? Hai aici, hai să facem schimb. E solist acolo. Bine. Vrei microfon? Să ne ridicăm și să intonăm imnul Printre nori de osanale.
cunoscători pentru întâlnirea din această după-amiază. Mulțumim pentru darurile pe care le-a oferit fiecare dintre noi, pentru a te putea lăuda, pentru a te putea slăbi. Binecuvintează întreaga adunare prezentă aici în acest moment. Binecuvintează această comunitate pe drumul ei mai departe, într-o altă etapă a dezvoltării, a creșterii spirituale. Binecuvintează pe fiecare dintre noi acolo unde ne-ai chemat să te rugăm, să cântăm sau să slujim într-un fel sau altul. Îți mulțumim pentru toate acestea în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Am ajuns la sfârșit. Dar nu la sfârșitul sabatului. Așa că vă urez ca binecuvântarea sabatului în ultimile ore să fie peste dumneavoastră. Aș dori însă să nu ne despărțim înainte de a mulțumi celor care au fost împreună cu noi. Formației muzicale, instrumentiștilor, suflătorilor, soliștilor care au fost cu noi. Și aș dori acum, la sfârșitul acestei întâlniri, să mulțumesc și familiei Liga, Florin și Livia, pentru acest sabat că au răspuns unei invitații și au fost cu noi. Dorim ca fiecare să ducă salutul comunității Labirint acolo unde va merge, mai departe. Și în suflet să poarte această dorință ca într-o zi Dumnezeu să ne facă acest privilegiu să cântăm împreună la Marea de Cristal. Amin. Amin.